Vă ocupă fratele vostru, e ora 4:30 și suntem pe aeroport. Suntem un pic rupți de somn. Știm cu toții că în ultima perioadă prețurile au luat o razna. Când vine vorba de traveling, e foarte greu să mai găsești ceva ieftin și bun. Greu, dar totuși nu imposibil, aș zice. Acum câteva zile am găsit o ofertă bună pentru o destinație în care nu mai pusesem. Haideți cu mine pentru 3 zile în Cipru să vedem împreună ce are de oferit. Pe lângă glumele proaste din dotare, încerc să vin și cu câteva sfaturi pentru cei care vor să ajungă aici. Primul ar fi, dacă vreți să luați autobuzul către Larnaca, ieșiți din aeroport pe la etajul 1, nu ca fratele vostru care a ieșit pe la parter. Autobuzul care merge în oraș este cel cu numărul 425, iar biletul costă 2 euro și puteți să-l cumpărați direct de la șofer. Urcăm acum și ne așteaptă un drum de aproximativ 25 de minute până în centru. Salută fratele vostru, de data asta din Cipru. Tocmai ce am ajuns în Larnaca, suntem pe 30 septembrie și arde soarele aici de zici că e iulie, ceea ce e bine. Ora 9, zborul până aici durează cam 2 ore, surprinzător a plecat chiar la timp, a ajuns la timp. Până acum toate se prezintă bine, mai am vreo 2 ore până ajung la cazare și am să încerc să mă plimb un pic pe aici. Încă ceva, biletele au costat doar 450 de lei dus întors, ceea ce se pare iarăși super ok. Numai aici o faleză plină de cafenele, restaurante și plaja Finicudes. Am pronunțat bine, nu știu. Planul e următorul, astăzi rămânem prin Larnaca, ne plimbăm puțin până e gata apartamentul, ne cazăm, pe urmă mergem direct la plaje, iar mâine vom da o fugă spre Ayia Napa. Ne-am găsit o plajă ceva mai izolată pe care aș vrea să o văd. Ha-ha, ia uite pe cine avem aici și o căutam pe Barbie prin alte țări. Plaja și promenada Finicudes au un total cam 500 de metri lungime, iar într-unul dintre capetele promenadei se găsește și un castel medieval, cunoscut și sub numele de Fortul din Larnaca. Este aici și un muzeu care se poate vizita, dar bineînțeles că fratele vostru l-a vizitat doar pe din afară. Dacă treci de castel și mergi tot înainte, aproximativ 20 de minute, ajungi în zona vechiului port din Larnaca. Iar pe lângă port se mai află o plajă pe care aș vrea să o văd zilele astea, și anume Mackenzie Beach, care este destul de cunoscută pentru că este situată lângă aeroport și practic îți trec avioanele pe deasupra capului, ceea ce chiar e mișto. Castel este și o moschee care, din câte văd, este în reconstrucție deocamdată, deci nu putea fi vizitată. Primul lucru pe care îl pot spune după numai 2 ore de când am ajuns e că orașul ăsta are un vibe foarte mișto. Am o prietenă care vine aici de câțiva ani, cu toată chiar de 2 ori pe an,
Bună, Oana! Și acum chiar încep să înțeleg de ce. Pe partea stângă a promenadei avem circa 20, 30, 40 de restaurante cu toate specificele, cafenele, foarte multe hoteluri mișto, iar aici în dreapta o avem pe frumoasa adormită. E bine la soare, nu? Cred că s-a distrat un pic prea mult aseară. Lasă că așa e frumos. O viață avem, nu? M-am oprit și eu mai devreme la o terasă, am cerut o cafeluță și mi-a venit o halbă mare de cafea. Și toată chestia asta m-a costat 3 euro. Luna trecută am fost plecat prin Italia și dacă e să facem o comparație, e destul de mare diferența de prețuri. Bine, era și normal, mă așteptam să fie mai ieftin aici. Drăguț, arde un pic soarele. Da, pentru început de octombrie mi s-a părut că soarele chiar arde destul de tare. Acum partea bună e că se mai norează din când în când, mai bate un pic vântul, adică nu e chiar soarele la care să-ți rupă capul cum e în iulie-august. Hai că între timp m-a sunat și proprietarul că e gata apartamentul, așa că haide să vedem ce am luat. Hai să vă arăt ce apartament drăguț am luat cu 45 de euro pe seară. Avem aici frumos o bucătărioară. Bucătărioară frumos așa, o mașină de spălat cu apă. Curge apa, plită, microunde, frumos, elegant. Avem aici o canapeluță, un televizor frumos. Uite niște tablouri, cred că e Van Gogh de ceva. Van Gogh-ul, da, finuț, un sărac, no smoking, aici avem dormitor, frumos, drăguț, uite, simplu, aer condiționat aici, aer condiționat dincolo, niște dulapuri, am aici vreo 40 de prosoape, e bine, adică pot să mă duc să ocup toate șezlongurile de pe plajă. Aici o băiță curată, drăguț, micuț, frumos, dar la 40 de euro pe noapte se pare super ok. Să vedem view-ul când nici n-am ieșit pe balcon. Uite, avem aici view la alt bloc. Că chiar drăguț. Uite, dry cleaning. Are fratele vostru de toate aici. Super ok băiatul, domnul că are vreo 60 de ani, care a zis că are vreo 90 apartamente pe aici prin Larnaca, suntem aproape de plajă la vreo 10 minute. A zis că e tot ok, hai, m-am pupat. Pa. Hai că am numărat eu mai devreme, am zis de 6 ori frumos și de 4 ori drăguț într-un minut. Eu zic că e ok, se putea mai rău. Hai, până un alt am fugit la plajă. Ce pot să zic despre plajă e că nisipul are o culoare mai dubioasă, e un cenușiu așa. Cu toate astea e foarte fin, plaja e foarte mișto amenajată, un șezlong costă doar 5 euro, un șezlong și o umbrelă, adică intrarea în apă e foarte lină, nu sunt pietre, așa că mi se pare o plajă potrivită și pentru cei care vor să vină cu copii. De asemenea, cred că poți să mergi vreo 50 de metri înainte și apa o să-ți vină tot până pe la genunchi. Cât am stat la plajă, mi-am făcut și un prieten nou cipriot, îl cheamă Cheo. Un mic update de aici, bă, e greu. Deci e super greu să stai la plajă toată ziua, să nu faci nimic, să bei bere, suc, apă și alte chestii de astea. Da, e chiar e greu.
Întoarcem frumos la cazare și ieșim să mâncăm ceva, dar despre mâncare o să vă dau mai multe detalii mai încolo. Vedeți cât de liniștită e faleza acum și promenada, e să vedeți ce se întâmplă mai încolo, pentru că se pare că e mare concert Ana Visi. Am nimerit bine. Πρώτα τον διοργανωτή που δεν είναι άλλος από τον Δήμο της πόλης μας, τον Δήμο Λάρνακας. Αζίς μπίνε πόσο στα αντραδεύω. Aș fi lăsat și muzica pentru că a fost chiar foarte mișto și o atmosferă super ok, doar că n-aș vrea să-mi iau acum mare claim pentru concertul ăsta și nu pot decât să-i mulțumesc Anei că a apărut la mine în video, să-i urez succes mai departe și salutări familiei și tuturor și numai bine! În episodul următor vom ajunge fix în mijlocul pustietății, undeva pe lângă Aia Napa. Vă aștept alături de mine și până atunci nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut video și în cazul în care nu sunteți abonați încă la canal, dați un subscribe pentru mai mult conținut de genul ăsta. Vă pupă fratele vostru!